În intervalul 21 ianuarie ora 18, 23 ianuarie ora 23, va ninge în toată țara, mai abundent în jumătatea sudică. Potrivit informării emise de Agenția Națională de Meteorologie, la începutul intervalului menționat, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, izolat însemnate cantitativ în Bărăgan, Dobrogea Continentală și zona litoralului. În noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, în est și sud-est, vântul va avea intensificări, viscolind temporar zăpada. Comandamentul județean de iarnă, condus de prefectul Iancu Caracota, este pregătit să intervină în cazul apariției unor evenimente deosebite, în conformitate cu planul de măsuri aprobat.